A fost odată ca niciodată? Crede n-ar fi, nu s-ar povesti. O capră care avea 3 iei. Ei trăiau fericiți într-o casă de la marginea pădurii și atunci când mama era prin preajmă, se jucau lipsiți de griji pe imașul de lângă casă. Iedul cel mare și cu cel mijlociu erau neastâmpărați, iar cel mic era harnic și cu minte. Într-o zi, capra chemă iezii și le spuse: dragii mamei copilași, eu mă duc în pădure să vă aduc ceva de alegurii, iar voi încuiați ușa după mine și să nu deschideți până nu veți auzi glasul meu. Ca să mă recunoașteți, am să vă cânt așa: treieți, cucuieți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte-o mare, drop de sare, în spinare, mălăieși, încălcâieși, smog de flori pe subsuor. Poți să am încredere în voi? Da, mămică! Să n-ai nicio grijă, mămică! Noi suntem deja băieți mari! Odată ce am vorbit, vorbit rămâne! Dacă e așa, veniți să vă sărute, mama! Aveți grijă unul de altul! Mergi sănătoasă, mămică! Să te întorci înapoi cu bine și să ne aduci de mâncare! Capra ieși și se duse în treaba ei, iar iezii închiseră ușa și traseră zăvorul. Dar vorba veche, pereții au urechi și ferestrele ochi. Lupul, un prieten de-al caprei, care de mult pândea prilejul să mănânce iezii, trăgea cu urechea la peretele din dosul casei atunci când capra vorbea cu dânși. Bun, acum e timpul. Vai, ce poftă mi s-a făcut! De i-aș păcăli să-mi deschidă ușa. Doar asta-mi trebuie. Lupul se apropie de ușă, își drese vocea și începu să cânte: treiezi, cucuieți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte-o mare, drop de sare, în spinare, mălăieși, încălcâieși, smoc de flori pe subsuori. Hai, deschideți fuguța, dragii mamei! Băieți, ați auzit? Haideți să deschidem, căci a venit mama și ne-a adus de mâncare! Să nu deschideți ușa, că asta nu e mama! Vocea ei nu este așa de profundă și răgușită, e mai subțire și mai frumoasă! Lupul auzi aceste cuvinte, se duse la un fierar și ceru să-i ascute limba și dinții pentru a-și subția glasul. Apoi se întoarse și cântă încă o dată: treieți, cucuieți, ușa mamei descuieți! Ei, auziți? Dacă nu-i mai mică, atunci cine-i? Am și eu urechi, să știți! Mă duc să-i deschid! Frățioare! Frățioare, nu deschide! Cineva vrea să ne păcălească! Dacă mă voi potrivi vouă, mămica va sta mult și bine afară! Eu unul, mă duc să-i deschid! Atunci, mezinul se vârâ iute în horn, iar cel mijlociu țuși sub covată. Fugă-i rușinoasă, dar-i sănătoasă. Când cel mare trase zăvorul, lupul dădu buzna în casă și nici una, nici două îl înghiți pe iedul cel mare. Oare unde-o fi ceilalți? Parcă au intrat în pământ. Lupul scotoci prin casă, însă iezii ei de unde nu-s. Atunci lupul se așeze pe covată să se odihnească și strănute odată din răsputeri. Să-ți fie de bine, lupule! Aici mi-ai fost, ghidușule! Ia vino la mine să te pup! Lupul ridică covata și îl înghiți pe iedul mijlociu, vorba aia. Pasărea pe limba ei piere. Pe urmă se învârti prin casă, însă nu găsi nimic și-și căută de drum. Imediat, iedul cel mic se dădu jos din horn, încuie bine ușa și se puse pe plâns. Drăguții mei frățiori, de m-ați fi ascultat, lupul nu v-ar fi mâncat. Biata mamă nu știe ce a venit pe capul ei. Între timp, iată că și capra veni acasă încărcată cu dealecuri. Ea se apropie de ușă și cum ajunse, începu să cânte:
Trăiesc, cucuieți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte o mare, drop de sare în spinare, mălăieși în călcâieși, smog de flori pe subsuor. Iedul mezin sări iute și deschise ușa mamei, apoi se aruncă în brațele ei povestindu-i cele întâmplate. Aoleu, cine? Lupul? El care mi-a promis să nu-mi sperie copilașii? Lasă, lupule, că te-o-i învăța eu minte. Aproape de casa caprei era o groapă adâncă și acolo zăcea speranța ei. Capra își suflecă mâinicile și se puse pe făcut bucate, sarmale, plăcinte, budincă, friptură, toate gustoase. După, umplu groapa cu jăratic, puse deasupra gropii un mănunt de noiere și înșiră peste ele un fraf de frunze și niște țărână. Apoi pregăti un scaun de ceară special pentru lup și se duse să-l caute prin pădure ca să-l poftească la masă. Peste un timp îl și găsi, trântit sub un copac. Bună ziua! Ia spune, ce vânt te-a bătut pe aici? Bună să-ți fie inima, lupule! Of, nu știu cine a fost la mine acasă în lipsa mea și i-am fulecat pe copilașii mei. Nu mai spune! Vai de mine! Ori să spun, ori să nu spun că mi-e tot una. Ei mititei nu mai sunt și vreau să te poftesc la masă, să mâncăm ceva în cinstea lor. Și așa, capra pornind înainte plângând și lupul după dânsa, prefăcându-se că plânge și el. Se vede că de ce ți-e mai drag pe lume, de aceea n-ai parte. Așa e, doar ce să-i faci, nu-ți fă atâta inimă rea. Și așa, din vorbă în vorbă, ajunseră la casa caprei. Capra luă scaunul de ceară și îl puse deasupra gropii acoperite. Ia, poftim, lupule, stai jos, nu te osteni. Gustă din bucatele pe care le-am pregătit. Capra puse bucatele pe masă în fața lupului și el începu să mănânce cu nesaț, de intrau bucatele întregi pe gât. Cum se ospătă, ceara se topi și... Bum! Lupul căzu zgomotos în groapa cu jăratic. Ei bine, lupule, până aici ți-a fost, după fapte și răsplată. Valeu, tălpile mele, scoate-mă de aici că mi-arde și inima! Ba nu, lupule, că și mie mi-arde sufletul. Ții minte când mi-ai promis să nu te atingi de ieduții mei. Așa te ții tu de cuvânt. Aoleu, aoleu, e fierbinte! Nu mă lăsa aici, scoate-mă, te rog! Să știi altădată, să nu te pui cu o mamă care își iubește pui. Și așa se răzbune capra pe lupul pofticios. Iar caprele din vecinătate, auzind una ca asta, tare le păru bine. Se adunară toate și o mulțumiră pentru isprava făcută și pentru că au scăpat în sfârșit de lupul hăpsen. Eram și eu acolo de față. Și îndată după aceea am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Și am mai încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată.